În pofida temperaturilor caniculare, în piața centrală din Chișinău a fost astăzi forfotă mare. Echipați cu pălării și ochelari de soare, cumpărătorii au venit să-și facă plinul cu legume și fructe de sezon. Și dacă aceștia au făcut o tură rapidă prin piață după produsele necesare pentru a evita îmbulzeala și năduful, vânzătorii s-au resemnat și sunt gata să suporteze pușeala numai să-și vândă marfa și să-și câștige banii. Așa că s-au înarmat cu prosoape umede, cu apă rece sau chiar cu frunze de varză pe cap. Să mențin cât de cât culoarea și forma. Comercianții recunosc că este dificil să muncească în astfel de condiții, dar nu renunță pentru că le pasă de efortul producătorilor care au crescut legumele ajunse pe tarabe. Ce pot să vă spun? Nu putem sta acasă din considerente că trebuie producție vândută. Producătorul până acum a crescut, așa cum să-i spunem, că e caniculă și stăm acasă. Suportăm greu, dar suportăm și noi și ei suportă greu, că culeg doar pe așa timp din seră. Nu le stropesc nimic cu nimic, doar castraveții cu puțină apă. Îmi bate soarele în cap, tabla asta, foarte greu. Lumea se mai salint o leacă, nu le plac și prețurile. Deja e tot scump, să arde pe deal. După ce și-au făcut plinul cu legume și fructe, cumpărătorii au făcut cozi la tarabele, unde se vinde apă și înghețată. Merg. Mai nu dovdim, dar facem față, o leacă măcar. Până la 3-4 încă avem apreci. Oamenii toți cumpără. Și mai mult eu cu gază și fără gază. Dulce nu prea. Ne hidratăm, ne străduim să nu stăm chiar prea mult în soare. Așa, repijor ne-am făcut chestiile și acasă. Cum vă descurcați pe căldura aceasta? Da cum, mai mult stăm în casă. Nu prea. Da, apă bem mai mult ca de obicei. Dacă de dimineață de mea e goală garafă. Piu vodă, больше воды стараюсь тени быть. Не знаю, как-то больше в тенечке. Cam greu, că e tare cald. Consumați zilnic cât trebuie apă? Da, apă tare mult bine. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod portocaliu și cod roșu de caniculă. Astfel, până pe 17 iulie, valul de căldură va continua să se extindă. Se vor înregistra temperaturi de până la 40 de grade Celsius. Cetățenii sunt îndemnați să consume cât mai multă apă, să evite expunerea la soare, mai ales în orele amiezii.